Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA 5 cu modul bine. Știu că ați așteptat această serie, acest episod și în sfârșit jucăm GTA 5 cu modul. Am această super mapă. Este a doua oară când filmez pentru că am filmat odată, dar avea microfonul dat foarte încet și se auzea doar jocul, ceea ce e super trist. N-are nimic. Înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă rog să apăsați pe acel buton de like pentru că aș aprecia foarte mult. Și să vă spun că în descriere aveți niște linkuri de unde puteți face niște bani gratis, de dacă vreți să faceți bani pe gratis, plângeți pe linkurile din descriere și vedeți care e treaba pe acolo. Bun, hai să începem cu această mapă. Avem această motocicletă, motocicletă. Așa, bun. Nu e destul de ușoară, e destul de ușoară și nu prea mapa asta. Hai să vedem ce facem. Bun, deci aici au man. La uite aici, chill. No. Ok, bine că n-am sărit, bine, e bine. No, băi. Aterizez pe asta aici, nebun? Respect. Încet. Hop. Așa. Respect. Bun. Aici știm că trebuie să facem așa. Bun. Nu, mamă. Mamă, păi dacă cădeam. Mamă, vedeam click dreapta la joc. Click dreapta direct, dar m-ar trebui de nu stau la discuție. Bun, hai ușor. Ușor aici că am sărit peste. Bun. Nu cădeam. Băi. Așa, bun, respect. Uite ce săritură aici. Încercăm? Bun, am... Nu. Băi, boss. Ușor. Bun. Așa, bun, am ajuns aici. Ia uite ce frumos se vede Maze Bank-ul și blimpul ăla și orașul de aici de sus. Eu sunt șeful vostru, eu vă controlez pe voi, coi. Nu cădea, așa, bun. Azi de facem un wheelie, da, sărim. Nu trebuie să sar așa mult. Mă, dacă am sărit așa mult, putem face glide. Nu putem. Dar putem merge cu capul în jos. Minunat joc, ce pot să zic. Pot să urc o scară. Nu. Wow, ușor, mă, băi. Mamă, ce viteză. Bun, respect. Uite bicicletă, frate. Oare ar trebui să iau o bicicletă de asta? Nu, uite, o să luăm BMX-ul pentru că e preferatul nostru. Ați văzut ce... Am văzut ce v-a plăcut episoadele cu glide pe BMX, așa că o să luăm un BMX, să vedem. Te să spamez? Băi, opa, și are... Ia. Mamă, ce am aterizat aici. Păi, mă, cu BMX-ul se face asta, mă, băi. A, uite, mă, pe butonul ăsta sar, ok. Nu. Mamă, să nu cad, ia, fii atent. A, respect. Uite o mașină. Hai cu mașina. Ia. Infernus. Ia, mă. Marș, ce viteză are. Respect. Unde trebuie să aterizez? Pe blocul ăla? Îți bagi joc de mine? Cum dracu aterizez eu, mă, pe blocul ăsta? Ia uite, frate, elicopterul meu, da, ora? Ce zice? Ia uite-l. Bă, de aici trebuia să aterizez, da? Uite, erau mașini, mă, aici. Uite, vezi, asta practic era panta, știi? Și sărea așa. Și tu trebuia să aterizezi aici, dar nu știu cum. Da, mă, frate, nu știu, o să continuăm așa, chiar dacă am trișat, îmi asum.
Uite, o să luăm Z-Type-ul ăsta, uite ce mișto arată, frate. Mamă. A, nu e Z-Type, mă, e Hot Knife, ce idiot sunt, dar arată așa Z-Type. Mamă, cum sună. Ia, stai. Mamă, mamă, îmi place, îmi place. Bun, ne aruncăm aici. Mergem pe asta. Și stărim în față. Am sărit bine? Da. Ia. Încă o dată. Bun, aceea cred că ne trebuie mai multă viteză. Nu mi zic că trebuie să aterizez acolo, nu. Nu. Și că aici trebuie să aterizez, a? Am sărit de pe ăla. Aici și e sal, gata. Uite, vezi, e panta asta. Sari, teoretic sari așa. Deci da, mă, frate, cred că asta e toată mapa. Să spuneți în comentarii dacă ați văzut altă modalitate de a termina această mapă, pentru că eu chiar n-am văzut. E bine, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe acel buton de like și să verificați descrierea dacă vreți să faceți niște bănuți pe gratis. Și da, cam asta a fost acest episod. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!